ziua! Dacă facem și un pic de liniște, cred că ne auzim. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, e o onoare pentru mine să fiu aici, în Bacău, cu ocazia deschiderii Spitalului Mobil. Vreau să vă spun câteva lucruri. Spitalul Mobil are în spate 10 asociații și este organizat de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, împreună în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și cu instituția prefectului din Bacău. Ne dorim, că așa cum este filozofia noastră, să schimbăm stilul de viață al oamenilor, să ne implicăm în semeni. Suntem aici pentru a fi împreună pentru oameni. În cadrul acestui spital, observați, sunt 25 de secții, sunt medici voluntari care oferă în cele 3 zile consultații gratuite la cel puțin 2000 de pacienți. Așa cum am spus, e o inițiativă a Bisericii Adventiste împreună cu Consiliul Județean. Trebuie să deconspir un anumit lucru. Când am început proiectul, primul telefon pe care l-am dat a fost dat unui om pe care îl respect și care e alături de mine și care mi-a spus: începe și dacă mă convingi, voi fi alături de tine, de Biserica Adventistă, de celelalte ONG-uri în proiectul pe care îl faci. Astăzi, domnul ministru a venit alături de noi, deși programul este extrem de încărcat. Ne bucurăm că e alături de noi, spunem bun venit, domnul ministru, ne bucurăm că... Mulțumesc! Și vrem să ne spuneți ce... Mulțumesc, ce simțiți. În primul rând, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru invitația autorităților locale și, bineînțeles, organizatorilor acestui Spital Mobil, cum îl numiți dumneavoastră. De fapt, e un centru de servicii medicale ambulatorii. Am avut, dacă vreți, o surpriză extrem de plăcută din două motive. În primul rând, pentru că este o idee excelentă să poți să răspunzi nevoii de servicii de sănătate ai oamenilor dintr-o anumită comunitate și dumneavoastră, de fapt, asta faceți. Oamenii au nevoie de astfel de servicii și faptul că dumneavoastră aveți o afluență așa de mare în cele câteva zile în care ați organizat acest centru demonstrează că și noi mai avem multe de făcut la Ministerul Sănătății și în general ca politică de sănătate în România, pentru că înseamnă că încă accesul la servicii de sănătate în sectorul public este limitat și dumneavoastră veniți să completați până la urmă o nevoie care nu poate să fie compensată suficient de sectorul public. Al doilea lucru extrem de important și vreau să le mulțumesc personal, am făcut-o trecând pe la fiecare dintre aceste 25 de cabinete, dar aș vrea să fac acest lucru și public, este să mulțumesc cadrelor medicale. Sunt cadre medicale din multe orașe din România, multe sunt din Iași, sunt din Botoșan, sunt bineînțeles de aici din Bacău, sunt din Cluj. Și acest lucru este extrem de important, este și simbolic, care arată responsabilitatea pe care majoritatea membrilor corpului medical o arată față de semenilor, față de pacienților și faptul că au venit și fac acest voluntariat în slujba unei alte comunități, cred că este extrem de important. Este poate și un moment în care putem să lansăm un apel în această perioadă dificilă tuturor categoriilor de profesioniști din sănătate, fie că lucrează în spitale, fie că lucrează în ambulatorii, fie că sunt medici de familie, să participe la acest efort de a proteja populația României. Fac un apel la toate cadrele medicale în această perioadă dificilă să participe la efortul de protejare a sănătății populației din România. Eu vă mulțumesc și mi se pare extrem de bună inițiativa dumneavoastră. Sfatul meu este să încercați să dezvoltați împreună cu autoritățile locale chiar un model de bună practică pe care să replicați. Aveți tot sprijinul din partea Ministerului Sănătății și personal sunt deschis să particip în mod efectiv la o astfel de pregătire a unei acțiuni, pentru că am și eu de învățat de la dumneavoastră. Lucrul ăsta legat
legat de responsabilitatea pe care o avem față de comunitățile în care trăim sau în care ne desfășurăm activitatea, trebuie să fie exemplu care să ducă la un viitor sănătos pentru populația din România. Dacă nu ne implicăm, organizații ale societății civile, organizații religioase, bineînțeles autorități și profesioniști din sistemul de sănătate, să găsim o formă de colaborare, să dezvoltăm modele de bună practică și să putem să asigurăm sănătatea concetățenilor noștri sau să putem să le alinăm suferința atunci când sunt bolnavi. Vă mulțumesc, vă felicit și cred că împreună cu autoritățile locale, cu Consiliul Județean al Județului Bacău, cu Prefectura Județului Bacău, cu alte organizații din Județul Bacău și cu reprezentanța unor instituții publice care au menirea să vă ajute în demersul dumneavoastră, care e mulțim mai larg, nu doar pe în domeniul sănătății, înțeleg că are și o zonă de educație, domeniul social, domeniul de mediu. Integrarea acestor activități, vreau să vă spun că nu este întâmplătoare. Conceptul pe care l-a dezvoltat Organizația Mondială a Sănătății în ultima perioadă se numește One Health, adică sănătatea este una, dar implică diverse domenii și dumneavoastră ați ales toate domeniile importante care influențează sănătatea comunității și implicit sănătatea fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult și vă felicit pentru ceea ce faceți. Mulțumesc! Sigur, suntem aici la Bacău pentru o săptămână, o săptămână împreună pentru oameni și lucrul acesta, ceea ce Biserica Adventistă își propune, n-ar fi putut să facă singur. Îl chem lângă mine pe domnul președinte al Consiliului Județean să vă explice tot ce ne propunem să facem. Bine venit, domnul președinte! Vreau să spun un lucru. De la început, de când am pășit în Consiliul Județean, domnul a zis, vom face împreună o săptămână pentru Băcăuan, pentru oameni și de ce nu pentru a schimba ceva în viața semenilor. Vă mulțumesc, domnul Mușat, vă mulțumesc și eu pentru invitație, pentru disponibilitate. Mă bucur că astăzi avem foarte multe instituții care ne sprijină, avem Inspectoratul Județean, Școlar Județean, avem instituția prefectului cu instituțiile pe care le are în subordine și cred că este extrem de important să realizăm un model de bune practici aplicabil la nivel național. Cred că e important, așa cum bine știți, de la începutul mandatului meu am pus pe primul loc sănătatea și cred că sănătatea este cel mai important, grija față de cetățean, față de om și nu cred că putem face o administrație de calitate dacă nu suntem sănătoși. Ca atare, aceste activități de prevenție, în primul rând, de screening, de a determina din timp anumite boli care pot apărea, nu pot să facă decât bine, să aducă în sănătoșire colectivității din care facem parte. Cred că alături de toți factorii implicați, noi o să avem un maraton al activităților de vreo 7 zile, desfășurate cu ajutorul medicilor de la Sfântul Spiridon din Iași. Sunt extrem de mulți specialiști la nivelul aduși de către domnul Mușat, Biserica Adventistă, adus la nivelul județului Bacău și cred că în acest moment putem să spunem că s-a declanșat o activitate care nu poate să ne facă decât bine. Cred că alături de nutriție, de sport, medicina și prevenția aduce bine cetățeanului și semănului nostru. Îi mulțumesc domnului ministru Rafila pentru faptul că a participat la această acțiune extrem de importantă pentru comunitatea noastră și mâine o să mergem și la Spitalul Județean unde o să avem un program de vizite și o conferință de presă cu tot ceea ce vrem să aducem nou la nivelul județului Bacău. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Alături de noi este și domnul prefect al județului Bacău. O să-l invit să ne spună câteva cuvinte, domnul prefect. S-aude un pic mai greu din cauza ecoului, da. Bună ziua tuturor!
Mulțumesc organizatorilor pentru invitație, salut prezența domnului ministru Rafila și a colegilor din administrație, de la conducerea instituțiilor administrative. Cred că este un exemplu, nu doar un exemplu de bună practică ceea ce vedem astăzi aici, vedem o cooperare între instituții, autorități, instituții medicale, instituții din administrația publică locală, ONG-uri, sunt 10 ONG-uri, 26 de standuri pe multiple discipline medicale și un lanț uman, practic, care dându-și mâna, indiferent de zona din care provin exponenții acestui lanț uman, oferă comunității, cetățenilor, oferă un exemplu de bună practică și servicii medicale de calitate de care cetățenii și băcăoanii au nevoie. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut aici și sper ca acest maraton de care vorbea domnul președinte al serviciilor medicale, care va continua o săptămână, să se încununeze cu succesul pe care îl doriți. Mulțumim mult, domnule. Mulțumesc. Doamne ajută. Așa cum am spus, ne propunem o săptămână în care să oferim ecologizare, o săptămână în care oferim servicii sociale, o săptămână în care oferim taxi gratis pentru persoanele cu dizabilități. Sigur, lucrul acesta nu l-aș fi putut face dacă instituția pe care o reprezint n-ar fi fost alături de mine, împreună cu președintele ei. Îl invit pe domnul Aurel Neațu, președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a, să vă spună un cuvânt. Bun venit, domnul președinte! Bun găsit! Bun găsit tuturor! Ar trebui să știți că proiectul acesta a fost gândit de către un medic, de către doctorul Ana Maria Zanfir. Este practic la a doua ediție, a fost început în Cluj, acum a avut ideea să-l facem și aici, în Bacău. Biserica i-a acordat tot sprijinul, având în vedere și faptul că dânsa este director de departament, al Departamentului de Sănătate în biserica noastră, în Biserica Adventistă. Aș vrea să vă mai spun un lucru care este important pentru mine. Biserica Adventistă, la nivel mondial, investește foarte mult în domeniul sănătății. De asemenea, investește și în domeniul educației. Pe lângă predicarea Evangheliei, sănătatea și educația sunt valori fundamentale pe care Biserica Adventistă nu le negociază și la care ține foarte mult. De asemenea, în România, noi ne-am axat foarte mult pe prevenție. În toată țara avem o rețea de sanatorii în care oamenii învață să trăiască sănătos și cum să facă să nu fie bolnavi. De asemenea, în perioada următoare intenționăm să investim în construirea primului spital adventist din România la Târgu Mureș, un spital oncologic. Și Biserica Adventistă va susține proiectul acesta și va investi din punct de vedere financiar. Mă bucur pentru ocazia aceasta, arată potențialul pe care îl are Biserica Adventistă. Avem foarte mulți voluntari care se implică și ajută, dar în același timp Biserica Adventistă are foarte mulți medici, foarte mulți asistenți medicali care pot participa la proiecte de felul acesta și cred că în orice oraș din România, oraș mare, Biserica Adventistă ar putea să susțină un proiect similar. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Pentru că ați vorbit despre domeniul sănătății, vor fi următoarele intervenții din domeniul sănătății. Vă invit pe doamna senator Purcărin să ne spună ceva, doamna doctor senator, și pe doamna Zanfir să vină lângă mine și doamna senator. Poftiți-mă. Da. Înainte de orice, permiteți-mi să salut alături de noi prezența domnului ministru al sănătății în persoana domnului profesor dr. Alexandru Rafila și a ilustrilor colegi. Din grijă pentru tine este o campanie de educație și prevenție inițiată și organizată de Biserica Adventistă de ziua 7-a. Aflată la a treia ediție, această campanie își dorește să ridice un semnal de alarmă cu privire la statisticile îngrijorătoare în ceea ce privește creșterea incidențelor patologiilor oncologice, dar și a altor afecțiuni grave, în contextul în care mulți români au neglijat sau au întârziat prezentarea la medic din cauza pandemiei. Promovarea sănătății este un proces care implică participare individuală, dar și responsabilitate comună. Pentru a adopta un stil de viață sănătos și pentru a lua decizii favorabile în acest sens, oamenii trebuie să aibă cunoștințe bune despre valorile sănătății și despre mijloacele de a o proteja.
dimensiunea medicală și socială a creștinismului, dincolo de marile temere și înțelegeri teologice, a fost un element definitoriu al unui nou început de relaționare divină. Apostolul Petru declara familiei romane a lui Corneliu că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei apăsați, căci Dumnezeu era cu el. Oricât de bogate ar fi statele lumii, ele nu sunt în măsură să asigure în totalitate nevoile de sănătate ale cetățenilor ei. Om sus statua, sănătatea este mult prea importantă pentru a fi lăsată doar practicienilor din domeniul sanitar. Educația și elaborarea de politici pentru sănătate trebuie să fie centrate pe promovarea sănătății la nivel individual și comunitar. Echipa din Grijă pentru Tine este constituită din voluntari și își desfășoară activitatea fără a solicita compensații financiare, materiale sau de altă natură. Mulțumim tuturor partenerilor noștri, Consiliului Județean Bacău, Camera de Comerț și Industrie Bacău, Spitalul Județean Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Primăria Municipului Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Samsung Medical, Numeris Medical, Spitalul IC Parhon din Iași, firma Q-Minder, partenerilor Media, Speranța TV, Radio Vocea Speranței și Proiecte. Mulțumim medicilor, asistenților și tuturor voluntarilor implicați în acest proiect. Mulțumesc mult, Ana! Așa cum a spus domnul președinte, sigur ne propunem să și avem un parteneriat și cu Inspectoratul Județean Școlar. Doamna inspector Ergamin este alături de noi și am vrea să ne spună câteva cuvinte. Bun venit, doamna inspector! Avem un parteneriat, am spus și... Mulțumesc! Bineînțeles că întotdeauna atenția asupra celuilalt, atunci când putem să o îndreptăm spre celălalt, este de dorit să se întâmple. Atunci când sănătatea este pusă în prim plan, și aici ne gândim la toate direcțiile pe care sănătatea le implică, de la cea fiziologică până la cea psihică, mentală, de ce nu, pentru că vremurile și momentele delicate pe care ultimii ani le-au adus în societatea românească și nu numai, în rândul familiilor, în rândul copiilor, trebuie să ne facă atenți la starea lor de sănătate, la puterea de a face față oricărei provocări pe care viața de zi cu zi, școala, în cazul copiilor, o produc. Toate acestea sunt și în atenția celor care pot face acest lucru, pot oferi acest sprijin. De aceea este lăudabilă inițiativa dumneavoastră și este lăudabilă, așa cum spuneam, atenția pe care vă îndreptați și spre cei care pot acumula, pot deschide ochii, se pot lăsa învățați, se pot lăsa formați în ceea ce privește nevoia de a da atenție sănătății, a da atenție modului în care viața lor se derulează. Așa cum tot spun în ultimul timp, în ultimele zile, nevoia de moralitate, de întoarcere la ceea ce e simplu, la ceea ce înseamnă primar, simplist, a fi primar, a fi simplist, a fi elementul care să construiască baza până la urmă a ceea ce reprezentăm ca oameni. Toate lucrurile astea trebuie recuperate, de aceea și baza, adică sănătate, adică ceea ce ne poate trimite doar înainte, e un lucru de nelăsat în urmă. E un lucru de luat în seamă. Mulțumesc! Mulțumesc! În încheiere, l-aș invita pe domnul președinte al Bisericii Adventiste Local din zona Moldova să ne spună ultimele cuvinte, dumnealui fiind gazda noastră. Domnul președinte, ultimele cuvinte. Mă bucur enorm că Biserica Adventistă de ziua 7 poate să intre în parteneriat cu instituții ale statului. Una din valorile fundamentale ale creștinismului este și altruismul. Hristos ne-a învățat că tot ce dorim să ne facă nouă oamenii trebuie să facem și noi la fel. Pe de altă parte, într-o societate mercantilă, când totul se învârte în jurul banilor, cred că Biserica Adventistă de ziua 7 din regiunea Moldovei, care numără 12.000 de credincioși afară de simpatizanți și copii,
a înțeles care este menirea și a descoperit într-un fel vocația, chemarea și ceea ce se întâmplă zilele acestea în urbea noastră, în orașul Bacău, cred că merită să fie multiplicat și pus în valoare în cele 8 județe ale regiunea Moldova. Mulțumesc încă o dată pentru implicarea tuturor instituțiilor statului și pentru că am reușit să mergem pe acest parteneriat. Mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos! Mulțumim!